Bun găsit, doamne, domnișoarelor și domnilor! Se apropie luna decembrie, o lună plină din toate punctele de vedere. Există un eveniment despre care vreau să vorbim astăzi și care se numește Brașovul Altfel. Inițiatorul său este Radu Valentin Paul. Salut, Radu! Salut, Dan! Mulțumesc pentru invitație! Brașovul Altfel. Cred că toată lumea își dorește un Brașov altfel, nu? Din fiecare acolo unde îți doare, cum s-ar zice, da. Exact. De unde a pornit ideea asta și ce o să însemne Ziua Națională în Brașovul Altfel? Păi încercăm să împușcăm două iepuri dintr-un foc. În primul rând dorim să strângem bani pentru caritate, pentru 4 cauze ale comunității brașovene și în al doilea rând să sărbătorim Ziua Națională autentic românesc, așa cum merită tradiția românească și istoria noastră. Deci ce facem ca să fie, că uite, chiar mă bucur că ai deschis subiectul ăsta și mi-ar plăcea să aud de la tine ce înseamnă să fii patriot, ce înseamnă să ai respect pentru culorile naționale, pentru zilele importante din istoria poporului român versus ceea ce fac unii politicieni în ziua de astăzi, adică 23 noiembrie să zicem, și ce vor face și pe 1 decembrie. Pentru a fi mândri că suntem români și pentru a promova patriotismul, înseamnă exact ce ai zis tu, să sărbătorim odată zilele naționale pe care le avem, zilele cu impact în istoria noastră, să avem mare grijă să transmitem mai departe generațiilor următoare acest sentiment de apartenență și de mândrie națională și, bineînțeles, să ținem minte și să-i sărbătorim inclusiv pe cei care fac parte cumva din istoria recentă și contemporană noastră, cum e, de exemplu, 15 noiembrie 1987. Da, asta s-a întâmplat deja și chiar vorbeam cu Marius Boieriu, cu președintele Asociației 15 noiembrie 1987. Se declara încântat de faptul că parcă măcar brașovenii au redescoperit 15 noiembrie. Că parcă mai multă lume s-a întrebat ce înseamnă 15 noiembrie. E un bulevard în Brașov, dar ce înseamnă 15? Ce s-a întâmplat în data aia? Lui așa îi se pare și după mai mulți ani în care a umblat pe aici pe acolo povestind lucruri, a zis, mi se pare că anul ăsta chiar s-a întâmplat ceva și eu cred că dincolo de ce se vehiculează în continuare, de ce răspunsuri mai are să dea justiția până la urmă, apropo de 15 noiembrie 1987, pentru că răspunsurile încă nu s-au dat și foarte multe persoane care au fost implicate în acel eveniment, dar nu de partea revoltată a baricadei, ci de partea cei care se ocupau cu opresiunea, n-au răspuns pentru ce au făcut atunci, este clar, așa cum n-au răspuns nici cei care au făcut lucruri rele, urâte, să nu folosesc alți termeni, în decembrie 1989. Deci cumva în țara asta nimeni nu răspunde, nu? Corect. Dar trebuie să mergem mai departe până la urmă urmei. Nu rămânem blocați. Nu rămânem blocați în niște evenimente, cu siguranță, dar ele fac parte din istorie. Și cumva trebuie să știm de ce s-a întâmplat lucrul ăsta. Să învățăm pe copiii noștri de ce s-au întâmplat lucrurile acelea în 15 noiembrie 1987. De ce s-au supărat oamenii? De ce au ieșit în stradă? Da, corect. Și să mai vedem și ce e cu ziua asta națională, pentru că dincolo de toate și de o altă stradă din cartierul pe care tu îl cunoști foarte bine, da, tractorul, da, da? O mie și una de străzi în oraș cu o mie și una de nume și 1 decembrie 1918 este și ea o stradă, este o dată și hai să vedem, oare știu oamenii ce s-a întâmplat atunci? Nu știu dacă cu adevărat, dar măcar să știe ce s-a întâmplat atunci. Este ziua Marii Uniri a României. Păi nu, stai un pic, eu nu te întreb pe tine. Ah, ok, credeam. Deja mă gândeam că o să zic pe scurt. Nu. Zic, putem promova în cadrul unor evenimente, cum e Brașovul Altfel, de exemplu, o astfel de dată? Să explicăm foarte clar ce s-a întâmplat atunci. Da,
Da, corect. Asta și facem. Și mai e o chestiune care pe mine mă doare. Văd atâta, nici nu știu cum se spune, imagine sau tam-tam sau implicare în Halloween, în Valentine's Day și în toate aceste sărbători de import, pe când ale noastre cumva le lăsăm deoparte. Și că vorbim de ziua națională sau că vorbim de Mica Unire sau că vorbim de Dragobete pe care îl putem sărbători, până și ziua morților o avem și noi, a noastră, adică nu trebuie să sărbătorim Halloween-ul. Și asta cumva mă impulsionează mai tare să promovez cât de mult pot tradiția românească și zilele noastre. Aici, cumva, sigur, fiecare dintre noi poate să facă niște lucruri, dar eu cred că, uite, nu avem Mica Unire, nu avem, adică să le zicem oamenilor de spate, unii să zic și are domnul ăsta cu Mica Unire. 24 ianuarie, da, 1859, 1 decembrie 1918. Nu sunt pe TikTok. Ar trebui să fie. Aici Asta zic. trebuie să ne Nu sunt pe asumăm TikTok și nu societatea sunt. civilă, da. Te rog. Oamenii, generația tânără, da, oamenii foarte tineri care ar trebui să găsească niște informații, n-or să le caute pe Google. Unii dintre ei or să scrie 1 decembrie 1918, o să vadă 4-5 titluri, dintre care vreo două sunt complet idiote și cu siguranță vor să zică, da, na, deci e în trendul românesc, da, nu mai las, hai să ne vedem în continuare. Să existe, nu știu cum, un interes sau ca să reușim să creștem interesul pentru Dragobete versus Halloween sau nu, versus Valentine's Day, scuză-mă. Sau asta, de ziua morților românii merg la cimitir și aduc aminte. Nu e nimic, nu e mare lucru de sărbătorit acolo. Halloween este cu totul altceva. S-a creat, ca să zic așa, o efervescență pe tema asta. Uite, ai văzut și Elon Musk. A venit sau n-a venit Elon Musk la Bran? Au venit alții, e bine. Au venit unii mai fraieri un pic, mai, dar au Da, s-ar venit. putea. S-ar putea. Nu, eu cred că a fost și Elon Musk. Dacă mă întreb pe mine, a fost și Elon Musk și cea mai bună variantă de sufla un balon este să oferi cui trebuie un ac. Și atunci, da, a ieșit, a răsuflat pe aici, pe acolo, vine Elon Musk, s-a inflamat toată țara asta. Ziceau, mamă, dacă vine Elon Musk, de mâine o să avem fiecare câte 1000 de euro în cont. Da? Și probabil la un moment dat a zis, bă, e cam mare, s-a umflat balonul ăsta cam tare, hai să-l desumflăm. Și a apărut o știre, 2, 3, 5, 9, domnule, nu e adevărat, nu vine Elon Musk. Una, da, de la una am plecat totul. Tu ești jurnalist de ani de zile. Da, exact, și s-a Mai o terminat. închis Cea ușa. mai bună variantă ca să anulezi ceva, o știre, vii cu altă știre. Și vii cu altă știre, canalele sunt cunoscute și bine cunoscute, canalele de difuzare a unor astfel de știri, s-a desumflat toată lumea, nu mai vine Elon Musk. Ei, dacă vrei, uite, putem să punem pariu aici că Elon Musk a fost. Și spun și după ce mi-am dat seama, după poza aia în care apare în costumul lui Dracula, din filmul ăsta cu, îmi scap acum denumirea lui sau numele filmului, un film american despre Dracula, foarte nou, în care joacă băiatul ăla frumos din Pirații din Caraibe. Nu mai am aminte cum îl cheamă. Știu, am Orlando văzut. Bloom îl cheamă, așa îl cheamă. Orlando Bloom, așa, Orlando am Bloom. văzut și eu filmul, da. Este exact același costum. Adică și-a luat costumul ăla ca să ce? Știi? Adică lucrurile astea, da, mă rog, există și aici o marjă de eroare, dar mă îndoiesc. Bun, hai să ne întoarcem la Brașovul altfel, un Brașov pe care noi îl visăm altfel, o zi națională pe care eu îți spun sincer că o visez altfel. Deci, nu cred că am pierdut eu personal vreun 1 decembrie vreodată. Că un 1 decembrie în care să nu mă îmbrac în ie, să nu fac sau să particip la o petrecere dedicată acestei zile, să ascultăm muzică românească, să dansăm, să mâncăm produse românești, să facem ceva. Și Exact. asta nu e nici din fals patriotism, nici din, pur și simplu, este o sărbătoare a românilor, de aici, din granițele României, că și aici e o discuție, pe care eu personal aleg să o
petrec de fiecare dată cât mai frumos și cât mai românește pot. Chiar dacă n-am fost mereu în România. Să știi că s-a întâmplat să nu fiu în România de 1 decembrie, că zile libere și mai profiți. Dar de fiecare dată am avut o ie, un steag, chiar și undeva în deșert odată. Am niște poze, dacă cineva e curios. Foarte frumos. Da, păi asta și asta o să și fie. Mai mulți oameni m-au rugat să le descriu evenimentul și cred că cea mai scurtă descriere și la subiect este o nuntă fără miri. Pentru că exact asta este. Da, corect. Strângem și bani, da? Deci e și cu dar. Și până la urmă, urmei, cum spunem noi românii, bem un șpriț, muzică bună, mâncare bună, cu siguranță autentic românesc totul, adică nu să servim whisky, o să servim pălincă, țuică, nu să servim nici Ballantine sau alte băuturi, martini și așa mai departe, totul, mâncare, băutură, muzică autentic românesc. Da, asta nu sună rău deloc. Hai să vedem cauzele astea de care tu ai povestit pe scurt. Hai să le luăm așa la rând. Fiecare cauză, voi vreți să primească 5.000 de lei. Asta în condițiile în care strângeți darul, ca să zic așa, nu? Exact, da. Exact. Copiii de la grădinița 33 transmit tradiții altor copii din țară și le învață pe ale acestora. Foarte fain. Exact, da. O trupă de copii de la grădinița 33 se vor duce prin alte locații din țară. Bineînțeles, echipați în port popular cu specific al nostru, al brașovenilor. Și vor prezenta în cadrul unui spectacol copiilor de acolo tradițiile și muzica, obiceiurile specifice Brașovului, inclusiv în Făgăraș, în Galați, Brăila, în locuri mai îndepărtate. Și ei acolo, lor le vor fi prezentate obiceiurile celor de acolo. Mie mi-a plăcut foarte mult proiectul acesta și de aceea l-am ales ca să îl finanțăm, da, cu cel puțin 5.000 de lei, cum ai spus și tu. Da, tradițiile sunt, din punctul meu de vedere, singura soluție viabilă să ducem lucruri mai departe și indiferent cât de, sau la ce grad de civilizație a ajuns o țară sau la ce grad de modernitate sau modernism a ajuns o țară, și acum am în minte doar exemplul Olandei, ei au păstrat niște lucruri care țin de începuturile acestei țări. Una dintre cele din, le mai zic ei, țările de jos, da? Mori de vânt, papucii aia de lemn, saboții aia, brânza și așa mai departe. Adică ei, indiferent că suntem în 2022 și că ajungem în Olanda și vedem totul atât de modern, clădiri cu geamuri de sticlă imense sau clădiri din sticlă, mă rog, cel puțin la exterior, lângă o casă mai veche, exact cum știm noi că arată casele în Olanda și în Belgia și așa mai departe în acea zonă, păstrează ceva. Ei reușesc să păstreze niște lucruri. Noi le denumim generic tradiții, habar n-am cum le spun ei, dar păstrează niște elemente care îi definesc ca nație. Că saboți de lemn și mori de vânt, în momentul în care vezi, te gândești la Olanda și la lele, la fel, aceleași. Și le asumă. Și pe de altă parte, mai e un lucru important. Dacă facem o paralelă cu noi, e o lecție pe care trebuie să o învățăm, să ne asumăm trecutul, indiferent care este. Uite, de curând am fost în Italia și am văzut acolo un monument foarte interesant, ridicat în amintirea celor căzuți în 1942 în Africa. Măi, la nivel istoric și moral, italienii s-au dus peste alții. Adică, dar vezi... Nu da, erau puterile axei. Exact. Alături de nemți, s-au dus în Italia, în Africa, da. Exact. Adică, până la urmă, ormei, scopul nu e unul corect. Dar oamenii aceia au murit pentru țară. Ei își asumă, poate nu sunt mândri cu ce au făcut atunci, dar își asumă, face parte din istoria lor și uite, nu au dărâmat acel monument, din contră. L-au ridicat și îl onorează așa cum se cuvine. Apropo de ce zici tu, da, tradițiile noastre trebuie luate, asumate și duse mai departe, să nu ne fie rușine cu ele, că ok, noi țopăim și chiuim, și alții ascultă muzică techno sau mai știu eu ce. Adică, băi, ăștia suntem, mergem mai departe cu chestia asta, o adaptăm cât de original putem la,
timpurile noastre, numai să nu se pierdă. Absolut corect. Asociația Albert, Albert și Zâmbete, așa se Da, numește? da, ce frumos. Care, da. Vor să facă și ei niște lucruri, nu? Da, au un proiect de 25.000 de lei, este suma finală a proiectului lor. Vor să cumpere niște teste prin care copiii care au autism pot fi adică această boală poate fi descoperită mai repede. În momentul de față, undeva la 3 ani de zile, am înțeles că cel mai repede poți să-ți dai seama că are o problemă copilul, iar ei, prin aceste teste pe care vor să le cumpere, vor reuși inclusiv la un an de zile. Adică începând cu un an de zile pot descoperi această chestiune și, bineînțeles, cei care au autism, cu cât se descoperă mai repede, cu atât sunt mai mari șansele ca ei să fie integrați cât se poate de normal în comunitate. Unii chiar 98% sunt recuperați. Deci, da, mi se pare un lucru extraordinar și îi sprijinim și pe ei cu cel puțin 5.000 de lei, care înseamnă doar 20% din ce au nevoie, dar e un început. Ca măcar au un start până la urmă. Exact, e un început. Sau o completare, cine știe, poate mai sunt și între timp. Academia de Bine. Așa, Academia de Bine, da, au și dumnealor un proiect frumos. Se numește Cresc și merg prin școlile din zonă, pentru că e o asociație brașoveană. Merg prin școlile din zonă cu preponderență în mediul rural și fac cu ei, cu copiii de acolo, din clasele primare, începători și 4, fac ateliere și workshop-uri în care discută cu copiii despre ce înseamnă bullying-ul. Îi pregătește pentru acest lucru și, bineînțeles, fac tot posibilul ca să nu ajungă să practice bullying-ul copiii respectivi. Tot și așa. În bullying e ca în sport. Unii sunt practicanți, alții victime. Exact, dar toți pierd. E un sport în care nu câștigă nimeni. Da, din păcate. Este o realitate. Bullying-ul, iarăși, ne întoarcem la Halloween. Da. E tot un termen împrumutat. Însă nu știu cum am putea noi, violență școlară, putem să-i spunem multe feluri, sau am putea să-i spunem multe feluri, dar am ales cumva engleza ca să descrie cel mai bine ceea ce se întâmplă, deci un singur cuvânt acolo și poate nu toată lumea îl înțelege exact, dar violența asta în școli, bullying-ul, cum îi spun specialiștii, că și specialiști acum nu mai sunt specialiști în violență școlară, specialiști în bullying. Nu, să știi că nu am o chestie de asta din potrivă, patriotism deșănțat și ceea ce repet, ce am zis la început de emisiune, dacă cineva vrea să vadă cum arată patriotismul văzut prin binoclul lui Caragiale, să se uite la politicieni și atunci cu siguranță e distracție mare, dar partea asta de împrumut exagerat pentru anumiți termeni, anumite definiții, da, mă rog, violența în școală, așa cum spuneam, este o realitate, dar pe de altă parte, și aici cumva trebuie să ne asumăm lucrul ăsta, este un capitol la care noi stăm prost dintotdeauna. Eu cred că doar tehnologia, vorbeam de curând cu niște persoane mai abilitate decât mine în domeniu și ei cred că partea asta de social media cumva a explodat, adică transformă din acest bullying sau ce se întâmplă acolo, o transformă într-un lucru mult mai dur, pentru că hai să fim serioși și noi. Poate am fost victime ale bullying-ului, numai că pe vremea aia poate știam eu și ăia trei care se luau de mine. Acum imediat te pun pe Facebook și știe toată școala că tu ești fraierul care, nu știu, ai făcut ceva sau mai știu eu ce. Presiunea socială din cauza social media și a internetului e mult mai mare. Și bineînțeles că și efectele psihologice asupra copiilor sunt mult mai mari. Din păcate, odată cu zona asta dură,
s-a dezvoltat și partea asta de psihologie, ceea ce nu e rău deloc. Acum, față de noi, noi și aia trei care se dădeau la noi, da? Pe care îi mai și băteam uneori, că asta era viața, chiar că erau trei. Chiar dacă lua da. Da. Da, și în dădeai. Urmă, astea erau lucrurile. Se întâmplă și astăzi, nu le zicea bullying. Da, mă rog. Ideea este că atunci noi nici nu prea aveam cu cine să vorbim, cu știi că erau și niște glume, știi? Dacă te ducea la taică tu să spui că te-a bătut la școală, zicea, păi ești neantrenat, prietene, te-și antrenează, cum să te bată. Adică... Sau măcar ai dat și tu. Mai era și... Ai dat și ai tu, dat adică și era tu. Din seria, da. Au luat și ei, am dat și eu și invers, sau am luat și eu, au dat și ei. Dar... da. Exact, era într-un fel foarte bine organizată treaba. Ideea este că la toată presiunea care există în ziua de astăzi, presiune care vine din rețele de socializare, din filme, din absolut tot ce au copiii la dispoziție astăzi, versus ce aveam noi la dispoziție, că la noi... Și cu bullying și fără bullying, tot citeam Jules Verne. Nu ne punea nimeni pe Facebook când ne murdăreau pe față cu pastă de dinți în tabără. Da? Puneau o pastă de dinți pe mâini, te gândi la cu un fulg pe față, dădeai instinctiv în somn să îndepărtezi sursa gâdilatului și îți dădeai cu pastă de dinți pe toată față. Bun, ok. Bullying. Ja, și ăsta e bullying și... multe alte lucruri care se întâmplă la școală, în pauză, în oră și așa mai departe, intră și astea la capitolul bullying. Acum totuși avem cu cine sau copiii au cu cine vorbi. Da. Se pot duce la un psiholog care să, mă rog, da. să ajungă pe calea cea bună. Nu sunt eu un mare fan al domeniului, dar asta e din cauza vârstei, știi? Dar înțeleg utilitatea, știi? Chiar dacă am trecut repede așa, înțeleg utilitatea pentru anumite lucruri, poate chiar meserii, fără să înțeleg în continuare bullying-ul sau violența în școală, astea sunt lucruri pe care nu le înțeleg. Pe de altă parte, este foarte clar că într-o comunitate, cum sunt o comunitate de elevi la o școală, este inevitabil să apară. Exact. Asta și fac, apropo că ai zis de psihologi, să știi că cei de la Academia de Bine sunt o echipă de psihologi care... Am bănuit. Da, cu asta se ocupă și impactul va fi undeva la peste 200 de copii cu acest proiect. Deci cu 5.000 de lei reușim să ajutăm peste 200 de copii. Eu zic că e ceva. Da, mediul rural cu provocările lui, că asta, din punctul meu de vedere, bullying-ul este ultima problemă. Sau printre ultimele, la o școală din mediul rural, cu toalete în curte, cu frig în clase, cu lipsa tabletelor, laptopurilor, cum s-a dovedit în perioada de pandemie. Acelor copii le-au fost anulate, nu știu, 50% din șansele de a avea un viitor cât de cât normal în România. Și acum ne mai stăm și ne mirăm că pleacă... Să muncească pe 1.000-2.000 de euro prin construcții, prin Italia, Franța, Spania și așa mai departe. Sau aleg să facă lucruri chiar mai rele, astea ar fi, să zicem, lucrurile normale. Și ne mirăm, dar printre ei, printre oamenii ăștia sunt probabil acum niște copii de clasa 8-a sau de clasa 12-a care în pandemie au pierdut total contactul cu ce înseamnă școală și învățat și le luăm tablete. Păi foarte bine, le luăm tablete, dar internet, că și tabletele alea nu sunt niște chestii care funcționează așa. Poate erau sate care aveau o brumă de internet, dar n-aveau copiii tablete. Dar vezi, despre asta se vorbește mai puțin și uite, chiar propun ca în viitor să fac o discuție cu cei care au ceva de spus în domeniul ăsta pe această temă. Cum recuperăm ce am pierdut în 2 ani de pandemie? Cum recuperează copiii ăștia? Și repet, bullying-ul cred că e ultima lor problemă. Așa este, da. Sau printre ultimele. Și oricum, cu 5.000 de lei, iarăși,
1000 de euro, poți să faci niște lucruri și sunt convins că oamenii ăia sunt niște oameni minunați, nu-i cunosc, dar din punctul meu de vedere, pentru că s-au gândit la asta, sunt niște oameni minunați și voi sunteți niște oameni minunați că v-ați gândit să-i ajutați, s-ar putea ca cei 200 de copii pe care ei vizează din acest mediu, mă rog, rural, să aibă chiar șansa de a trece peste anumite traume pe care mă gândesc că le au, bătăi pe la școală și așa mai departe, dar cred că țara asta o să meargă înainte doar în momentul în care o să conștientizăm că prin educație putem să facem cu adevărat ceva. Și că, din păcate, nu ne vrea lumea chiar atât de educați pe cât ne imaginăm noi că ne vrea. Nici Europa nu ne vrea atât de educați pe cât ne imaginăm noi că ne vrea. Și țările europene dezvoltate au și ele problemele lor. Noi le numim probleme că le vedem din exterior, dar s-ar putea să fie niște constante în politica lor. Da. Dar să nu fim chiar atât de educați, mă gândesc. Da, așa este. Eu ce să zic, succes în proiectele astea. Mai aveți multe. Vă că ai multe proiecte aici. Da, multe, mai este. Multe. Mai este un antreprenorial, da. Da, și în partea asta de antreprenoriat aveți proiecte frumoase și cu siguranță, uite, am aici vreo 4 pagini ce mi-a trimis colega mea pentru emisiune. Mult succes, Radu, pentru evenimentul ăsta Brașovul altfel. Mulțumesc mult de tot. Și așteptăm ecouri să facem măcar o știre, nu mai facem emisiune, dar măcar o știre tot facem pentru a vedea ce s-a întâmplat la acest eveniment. Ești invitat la eveniment și dacă îmi permiți, aș vrea să spun oamenilor și de unde pot... Sigur, corect. Eveniment. Pe pagina eveniment.brașovulaltfel.ro se găsesc detalii despre eveniment și despre cum vă puteți înscrie. Vă spun de pe acum că intrarea este o donație în valoare de 549 de lei în contul asociației. Normal că mare parte din banii aceștia se duc către cauzele despre care am vorbit. Și cam atât, pe foarte scurt. Eveniment.brașovulaltfel.ro. Exact. Da, până la urmă, dacă scrii pe Google Brașovul altfel, afli foarte multe lucruri. O să fie o seară faină de 1 decembrie, am înțeles, cu distracție și așa mai departe. Exact. Da. Mult succes, felicitări pentru inițiativa voastră. Doamne, domnișoarelor, domnilor, azi în Brașov cu Radu Valentin Paul, inițiator al evenimentului Brașovul altfel. Eu sunt Dan Ghiță. Ne pregătim pentru o perioadă frumoasă din viața noastră a românilor. O să înceapă și cu acest 1 decembrie și o să continue și cu alte lucruri. Sunt Dan Ghiță, o seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT.